Ce faci, mă, te-ai trezit? Ia zi, mergem cu taxiul. Ha, bine, pa. Suntem în predeal, ora 11. Urcăm Postăvaru, care nu prea e munte. E un deal mai mare, așa. Pentru ce e cunoscut Postăvaru, Melvin? Pentru pârtie. Exact, un montaj cu pârtia. Dar noi nu avem treabă cu pârtia. Noi suntem pe jos, ca de obicei. Facem asta așa de relaxare. Dar noi mergem bine sau? Da. Da, s-a votat, nu mai mergem. Bem aici o berică. Glumeam, doar ne-am echipat de ploaie. Berica la cabană. S-a oprit ploaia. După 5 minute. Maxim 5 minute. Am părăsit asfaltul. Traseul merge paralel cu șoseaua. Frumos pe aici, pe pădure. Deci, pe unde luăm? Noi o să luăm în partea aia. Așa, și noi o să mergem pe dungă galbenă pe șosea. Hai, mă! A, mă, cu noi, vădă! Mergem înainte în urmă, ce crezi? Cred că am ales greșit. N-ai ales, mă, greșit. Ba da, mă, o să ajungă înaintea. Nu o să ajungă, frate, înaintea noastră. O să mergem mai repede. Nu o să mergem mai repede, nu mai pot deja. 12 și 10, noi pe șosea, aia pe pădure, pe undeva. Noi relaxa, aia se chinuie, se luptă cu nomolul. E nașpa cu mocirla asta, ca aluneci. Ce ați ajuns? Îți dai seama. Nu cred. N-ați ajuns, mă. Noi am ajuns. Da, mă, da. Bă, noi suntem la munte, nu știu unde sunteți voi pe șosea. Mâncați kebab. Bine, mă, să vezi. Bine. N-au ajuns. N-au ajuns. Chiar n-au ajuns. Noi le-am zis că am ajuns, dar nu ne-au crezut. Șoseaua e fix acolo. Ăștia sigur n-au ajuns. Sunt undeva prin spate. Chiar am ajuns și trebuie să-i așteptăm pe ăștia acum. O să dureze ceva, probabil. Simplu. Ceasul este 1 și 8 minute. Este vinerea mare chiar. Da, e Paștele, apropo, pirații în vacanță. Facem traseu de vacanță. Ăla e Postăvaru acolo. Nu știu cine l-a încadrat ca munte. La cum e drumul ăsta, nu știu ce să zic. Mă rog, măcar e frumos, vine Paștele. Cabana Postăvaru, 4 ore. Adică 8 ore, pentru că suntem în vacanță. Ne-am luat cățel. Stai să. Mereu ne luăm cățel. Hai cu noi. Ești cam mare, dar hai cu noi. Hai. Nu luăm cu noi. Cum să nu luăm, mă, cu noi? Ăsta ne mănâncă dacă nu avem ce să mănâncă. Da, e mare rău. Postăvarul, cel mai mic munte din România. Aproape deal. E chiar la limita acolo, între munte și deal. Și Cătălin. Oh, ce drăguție! Traseu de copii, marcaj de copii. 3 jumate. Stăm foarte, foarte prost cu timpul. Concediu, concediu, dar totuși. Și a început urcarea nebună. Destul de abrupt. A, cam subestimat de-alul ăsta. Mamă, dar ce urcare nebună! Mhm. Că nu-i Postăvaru, că ușor, că toate alea. Că pirații în vacanță, da? Pirații în vacanță sunt rupt. 5 fără 10, pădurea și-a luat aer mistic. Simt că plouă mai tare. Sper să nu fie atât de multă zăpadă. N-aș vrea să-mi pun pără zăpezii. Gata, partea cu zăpada acum. Ceața persistă. Mai avem cam 250 de metri altitudine până la cabana. Încă plouă. Bravo, băi, bravo. Oh. Da. Te rupe, te rupe. 5 jumate,
Suntem toți, peste tot. Da, în vacanță, super vacanță. Mai avem o grămadă din... Mamă, dar ce nebune e vâlea! Da. Prima pe dedesubt. Nu mai poate m-a făcut pauză. Ce ghiozdan jegos. Încă puțin. Ce dansăm noi pe aici? Ursul aici se luptă cu elementele. Țac, țac. Treaptă, ai urcat. Bam. Valea asta e cam trage spre ea. Dar noi mergem spre cabana. Mai avem 15 minute. Cam leșinați așa pirați în vacanță. 7 și un sfert și am ajuns la cabana Pustovarul. Îți mă aștepta cu bățul în gură direct. Hai, lasă-l jos. Lasă-l jos. Dă-te mai încolo. Ha. Ha. Mamă, ești bun. Hai să vezi. Hei, mama mea când m-a făcut putelcuța mea, i-o legat sticla de gât putelcuța mea. Și mi-a zis cu șurământ putelcuța mea, să n-o desfac de la gât putelcuța mea. Asta nu prea era să 12 fără un sfert, 7 grade, încolo ar fi bucegii. S-a văzut de dimineață. Pe fără 5, plecăm de la cabana Pustovarul. Momentan pe dungă galbenă. La câțiva metri de cabană, dăm și de groapa de gunoi. Unii zic că ar fi ursul. Nu știu ce să zic. Așa, Hans. Trebuie să închei cumva, aruncă-te! Oh, cam alunecos. Bă, pe aici ar trebui să fie oricum. Hai acum că au roșu. Repede, repede. Traversăm pârtile. E o zi superbă. Dobai pe pârtie. E aici un stres. Mâine e Paștele. Foarte frumos. Așa sunt și pârtile din Austria. Da, sunt mai șmechere. Mai șmechere. Dar e frumos aici. Frumos, da. De ce să mint? Opa! Bă, câte marcaje pe traseul ăsta. Să nu te pierzi neamul. Știi exact unde ești tot timpul. Gata zăpada. Bine ai venit, Nămol. Nu-ți place pe Nămol? Îmi place pe Nămol. Încercăm să mergem cât mai pe frunze așa. Că pe acolo, na, e inadmisibil. Prea mult Nămol. Ne murdărim în Sâmbăta Mare. Ajungem în Brașov, râde lumea de noi. Nu e frumos. Păi și trebuie să ne întoarcem? Cum adică? Valea Brașov, cetății. Cartier, Valea Cetății. Ola-i. Trebuie să ne întoarcem. Da, dar nu trebuie să ne întoarcem. Dar trebuie să ne întoarcem. Nu putem să luăm așa? Da, da. E un drum pe aici. O, pe aici că pare ok. Ne-am rătăcit un pic, dar e bine că am găsit observatorul ăsta de urși. La mansardă aici. Trei jumate. Acum mergem pe triunghiul albastru. Plimbărică prin pădure. Cam concediu, na. Și la ora 5, după cum preconizam, intrăm în Brașov.
civilizații. Da. Biletele la control. Și am ajuns în gară. Cum a fost? Mă aștept următoare. Plimbare în parc, a? Bă, n-a fost chiar. Chiar n-a fost? Bă, nu mai mă sunam.